Fermierii din Republica Moldova sunt în alerte, livezele sunt atacate de dăunător. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează producătorii de fructe că în livezile de specii sâmburoase din țară s-a semnalat zborul în masă al fluturilor din a doua generație a moliei orientale a fructelor. Totodată continuă și hrănirea larvelor ca rezultat al suprapunerii generațiilor. Potrivit specialiștilor, larvele atacă lăstarii, frunzele și fructele de piersic, cais și prun, iar atacuri sporadice s-au semnalat și la părgutui, migdal, măr și cireș. În lăstari, larvele formează galerii descendente de până la 18 cm lungime, care cauzează uscarea lăstarilor. Totodată larvele atacă și fructele care se mai dezvolte și în final putrezesc. Autoritățile atenționează că numai fructe fără simptome de dăunare sunt permise la export în alte state. În special sunt vizați producătorii care exportă fructe în țările membre CSI, inclusiv în Federația Rusă, în care dăunătorul este clasificat ca organism interzis la introducere în țară.